Jean de la Fontaine, maimuțoiul și delfinul. La greci era un obicei. Pe mare unii călători adeseori duceau cu ei maimuțe, câini de scamatori. Un vas cam tot așa înzestrat în preajma coastei s-a necat. Delfinii, dacă nu săreau, toți călătorii în hău piereau. Chiar Pliniu, marele învățat, a scris că ei ar fi salvat atâția oameni din puhoi, ferindu-i de urgia mării, din pricina asemănării și un pocit de maimuțoi, delfinul omul socotea. Și aducându-l val de val, ca pe un arion spre mal, l-a întrebat când străbătea cu el un uriaș talaz: ești din cetatea lui Apollo? Sunt bine cunoscut acolo. Iar de te aduce vreun necaz să vii la mine cam rude, cârmuitor de primul rang, și când le cer îmi cântă în hang, și un vor al meu primar e jude. Înseninat de așa noroc, delfinul-i mulțumi pe loc. Te duci adesea la Pireu? Mă duc, e un amic al meu cu care mă întâlnesc mereu și ne apucăm de cât un joc, de propria-i prostie împins, tot trâncăneam mereu cu el, crezând că portul e un ins. Mai fac destui neghiobi la fel, când povestesc de toate cele, deși habar nici n-au de ele, ca Eremia cu proțapul, vorbea într-una la întâmplare. Delfinul însă întoarse capul și când văzu ce avea în spinare, voind alți oameni să mai scape, zvârli sluțenia în ape.